În săptămâna luminată, consilierii județeni și-au dat mâna pentru binele județului. Dacă în luna aprilie ședința ordinară a Consiliului Județean Dâmbovița nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum, iată că joi 9 mai consilierii județeni au dat dovadă de înțelepciune și au onorat cu prezența ședința ordinară pe luna în curs. Pe ordinea de zi a ședinței au fost 32 de puncte, dintre care 26 de proiecte de hotărâre și 6 informări pe diverse teme de interes județean. Au fost prezenți 29 de consilieri județeni, iar prefectura Dâmbovița a fost reprezentată de subprefectul Antonel Jeje. Înainte de toate, s-a supus la vot procesul verbal al ședinței anterioare din data de 3 aprilie 2013, după care președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu, a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu punctul 32 la diverse, respectiv informare privind situația economică financiară a Asociației Fotbal Club Chindia Târgoviște. Primul proiect aprobat cu unanimitate de voturi a constat în încetarea de drept a mandatului de consilier județean al lui Bogdan Anad de la Partidul Poporului Dan Diaconescu. A urmat validarea în funcția de consilier județean al lui Mihai Stănescu din partea aceleiași formațiuni politice care a depus și jurământul de credință. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Dâmbovița. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Următoarele trei proiecte de hotărâre votate în unanimitate au vizat aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului la data de 31 decembrie 2012, cât și la data de 31 martie 2013, precum și aprobarea unor credite de angajament pe anul 2013, acest din urmă proiect de hotărâre fiind solicitat de fiscul dâmbovițean. S-a votat și proiectul prin care s-a stabilit și reprezentantul Consiliului Județean Dâmbovița în adunarea generală acționarilor la SC Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. în persoana Dorinei Stoica, directorul Direcției Juridice a Consiliului Județean Dâmbovița, director interimar la Centrul Județean de Cultură și la Serviciul de Turism, Tineret și Sport. La Centrul Județean de Cultură a fost desemnat să ocupe funcția de director interimar Ionuț Lăscaie, începând cu data de 1 iunie 2013. Tot consilierii județeni au votat și conducerea interimară a Serviciului Public Județean de Turism, Tineret și Sport Dâmbovița. Andrei Albu a fost desemnat de Consiliul Județean Dâmbovița să ocupe această funcție. Așa cum am spus, au fost și 6 informări. Prima informare a fost cea cu privire la posibilitatea preluării imobilului Cercului Militar pentru Filarmonica Târgoviște. Consiliul Județean Dâmbovița încearcă să obțină de la Ministerul Apărării Naționale un drept de administrare asupra clădirii cu condiția ca imobilul să fie reabilitat în următorii ani, iar toate activitățile existente cu specific militar să continue în aceeași incintă cu Filarmonica Muntenia. Pe clădire urmând a fi instalate 2 embleme, Filarmonica Muntenia Târgoviște și Cercul Militar. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu, a precizat că va solicita Ministerului Apărării Naționale un termen de reabilitare a clădirii de aproximativ 5 ani, pentru că sunt costuri destul de însemnate și lucrări de mare avergură. Prezentarea următorilor informări s-au derulat pe repede, deoarece concertul de pe platoul prefecturii începuse să-și facă simțită prezența și în sala de ședințe, unde aleșii cu greu se mai auzeau unii cu alții. Chindia Târgoviște, sprijinită în continuare de Consiliul Județean Dâmbovița, Mihai Trifan a prezentat o informare privind situația economico-financiară a clubului Chindia. Dacă unii consilieri au spus că a da bani la Chindia este inutil, alții au militat pentru un ajutor financiar la echipa de fotbal. Aceștia din urmă au spus că atâta timp cât s-au angajat prin hotărâri că vor sprijini echipa, este de datoria lor să respecte acest lucru. Ba mai mult, au afirmat că dacă nu o vor face de bună voie, o vor face în instanță și cu ceva penalități. Într-un final, toți consilierii județeni au picat de comun acord să sprijine echipa de fotbal până la sfârșitul campionatului, conform angajamentelor pe care și le-au luat, iar în cazul în care echipa retrogradează, Consiliul Județean Dâmbovița să-și retragă implicarea financiară. În finalul ședinței, președintele Adrian Țuianu a afirmat că va analiza situația pentru a acorda cât mai repede un sprijin financiar clubului Chindia. Verific dacă mai e de data anul trecut și o să dau niște bani așa, cât pot. Și imediat ce mai strâng alte subiecte, vă convoc și punem pe ordinea de zi proiectul de hotărâre. Ești mulțumit? Că alte soluții nu. Va trebui într-o ședință de consiliu local. Aceste două variante sunt extraordinare, vă rog de consiliu. Extraordinare. Și cu precizarea că după ce se termină campionatul, locul hotărârii.
Ședința s-a încheiat într-o atmosferă destinsă, toți consilierii județeni dându-și mâna în semn de solidaritate pentru binele județului.